Se pare că în urmă cu o zi, Ian și cu Petre Ștefan s-au certat. Rămâi până la finalul videoclipului ca să afli despre ce este vorba. Nu uita de like, share și subscribe, deoarece peste 90% nu sunteți abonați, iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Mai avem nevoie de doar 1000 de persoane ca să ajungem la 40.000, iar ca să te abonezi durează undeva la 2 secunde. Iar acum zic să începem și cu subiectul videoclipului de astăzi. Cu siguranță cu toți îl știți pe Ian și pe Petre Ștefan. Aceștia doi au apărut de foarte multe ori împreună în mediul online, dând înțeles că sunt chiar și prieteni foarte buni. Bogdan, te rog frumos să te oprești cu hărimaiul de la Botoșan. Bogdan, te rog frumos să oprește-te că nu mai suntem cu cercul după mine. Și nu vreau să-l trezim pe... Are treabă cu... Sunt cu Petre Ștefan. Nu avem treabă cu morți. Petre Ștefan, ce faci? Te-ai ajuns așa? Cum s-a ajuns la treaba asta? Că cred că foarte multă lume e curioasă care ne urmărește și ne urmărește. Cum s-a ajuns? La mine și la Ian? Da, pentru că voi doi înainte mai... Eram certați înainte. Ne-am apropiat așa, nu știu, ne-am apropiat. Ați dat seama, ți-ai dat seama la un moment dat că e o prostie. Adică da, normal. Însă se pare că între aceștia doi au apărut niște tensiuni unde se putea ajunge chiar și la o bătaie. În urmă cu o zi, aparește videoclipuri din care reiese faptul că Ian l-a certat pe Petre Ștefan. Însă nu știm motivul. Din filmări ne putem da seama că Petre Ștefan încearcă să vorbească cu Ian. Însă acesta refuză să-l asculte. După cum v-am zis, încă nu știm motivul pentru care s-a ajuns la tot acest bif, deoarece filmările sunt noi, iar Petre și Ian nu au vorbit încă despre asta. În a doua filmare, Petre Ștefan este surprins când se ceartă cu bodyguardul lui Ian. Voi ce părere aveți? Care să fie motivul pentru care Ian și Petre Ștefan au ajuns să se certe? Lasă un comentariu. Pe final, nu uita de like, share și subscribe, deoarece peste 90% nu sunteți abonați, iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Mai avem nevoie de doar 1000 de persoane ca să ajungem la 40.000, iar ca să te abonezi durează undeva la 2 secunde. Până de la viitoare, am fost Robert. La un pat.